Uitați-vă la ce tâmpenii se ajunge în Republica Moldova. Adică atunci când funcționari de rang înalt, prin centrul Chișinăului, îmblă cu steagurile României, totul este bine, dar când un angajat din Ministerul de Interne este într-un maioc cu Iubesc Moldova, care nu este campanie politică, pur și simplu scris, iubesc Moldova. Vor să-l sancționeze. Adică ce trebuie să fie scris? Iubesc România sau ce trebuie să fie? Sau iubesc Partidul Democrat sau ce vreți voi? Eu îl cunosc bine pe domnul Voicu. De mai mult timp. Este unul din cei mai profesioniști din Ministerul Afacerilor Interne. Și eu nu exclud că îl voi invita în echipa prezidențială. Aici e instituția prezidențială. Să ne ocupăm de reforma de Ministerul Afacerilor Interne, de ce se întâmplă în domeniul justiției. Nu, oameni buni, ce echipă ne trebuie. Vouă nu vă trebuie la Ministerul Interne. Problema voastră. De ce nu exclud că domnul Voicu va face parte din echipa prezidențială în următoarele zile sau săptămâni. Eu vă mulțumesc și o zi bună.